Explică. A venit un taxi, cred că am avut o durere de braț, că am ridicat mâna așa și taxiul ne-a văzut pe smetice. Atatürk, Heikeli, Parayok, Benime, Benimane, Lütfen. Eu vorbesc turcă. Că... Vorbit fluent, nu. Please. Hai, ciocte și fire de rim. Ușor, 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 ușor. Eu am avut o revelație, că eu n-am auzit-o vorbind turcește absolut niciodată. Absolut niciodată. Bravo, mama, suntem... Au început bine. Dreptul. Bine. Bravo. Ce frumos e. Uite ce interesată. Ia uite ce frumos. Și Irina ne așteaptă acolo? Am văzut la un moment dat stegulețe, am auzit o fanfară. Uite pe Irina, da, vai, vine să plâng. Ce mișto și... e la ăștia în oraș. Ce frumos e în lockdown. Ce tare. În lockdown, ăștia fanfara e afară și cântă. Ciocte și cure de rim. Ciocte și cure de rim, bye bye. Thank you. Am scos bagajele și ne-am dus, covor roșu, fanfara în alb, stegulețele fluturau. Fuga, fuga! Felicitări! Bine ați venit! A, bine ați venit, deja. Dragile mele! Te așa chiure de rim! Am început în forță. Da, gata! Sper că nu v-ați supărat pe mine că v-am luat așa Irina, repede. Deocamdată absolut deloc! Deocamdată suntem drăguți și tu la fel. Irina arăta superb. Superb! Superb, impecabil. Era o prințesă, o cadână. O zână. O superbă. M-am gândit să mă îmbrac așa pentru că suntem în Edirne. Este fosta capitală a Imperiului Otoman. Da. Arăți superb. Mulțumesc. Să vezi, o să te urâm. Foarte bine, chiar asta voiam să vă spun. Sunteți fresh, sunteți proaspete, gata de cursă. Gata după de cursă, suntem. Drum. De 20 și ceva de ani așteptăm momentul ăsta. Adriana și Speranța, cât avem? Cât ați strâns? 50, 72. 72 de lire. Mai departe. Lidia și Estera au adunat. Neagră de supărare. De ce ești neagră? Pentru că bărbații turci sunt foarte zgârciți și am crezut că o să mă mări și nu mai mări cu ei, că nu-mi plac zgârciți. 60, 70. 70 la Lidia și Estera. De râsul curcilor, 70. Deci 95, 72, 70. Deci noi dacă aveam timpul Adrianei, fără 300 nu ne întorceam. Patriția, 3 puncte pentru că ai cei mai mulți bani. A, 3 puncte? A, e pe puncte, înseamnă că sunt da. Puncte și pentru altceva. Ne-am trezit. Ai luat doar un singur punct pentru că... Ai fost și cea mai puțin rapidă și un singur punct pentru că ai cei mai puțin pești corecți. Deci, în total, ai 5 puncte. Adriana și Maria Speranța. 3 puncte pentru că ați avut toți peștii corecți. Yes. Bun. Bravo. Aveți 3 puncte pentru că ați fost cele mai rapide. Mulțumim. Și aveți 2 puncte pentru că ați avut mai puțin bani decât prima echipă. 8 puncte în total, am rămas așa. Iuhu! Bravo! Lidia și Estera, aveți 2 puncte pentru corectitudinea peștilor, 2 puncte pentru rapiditate și 1 punct pentru bani. Ce înseamnă asta? Această amuletă este câștigată de Adriana și Maria Speranța. Bravo! Bravo, fetele! Bravo, fetele! Nu puteam să mă opresc din plâns. Dacă simțeam noi că pentru... plâng și pe nas și pe urechi și pe... Dacă noi pentru amuleta asta, la care am muncit o zi, da? Am fost atât de fericite și am fost copleșite de emoții. Păi măi, mamă, tu îți dai seama dacă noi o să... Dacă noi o să câștigăm Asia Express, noi o să fim... Egal cu Nadia, egal cu Halep, egal cu Năstase, nu? Așa. Felicitări! Puțin, dar bun. Pictures, yes, not idiot. Pictures. Make a film. Idiot? Okay. A film. Tu. Yes, a film. Yes. Hello, Turkey. Teşekkürler derim. Thank you. Afiyet olsun. Thank you. Not problem. It's problem, yes. It's okay? Yes, it's okay.
Sure, te secure de rim, you are very kind. Voiam ca Maria Speranța să fie bine, în același timp știi că îți pare rău că ai muncit, ai tras. A doua imunitate se va obține la Spartacul meu. Mama, ce zonă! Gata. Ce greu e fără tine să nu mă mai lași niciodată așa. Ce-a fost, ce s-a întâmplat, iubita mea? Am stat 45 de minute dintr-o perfuzie în alta. A fost foarte, foarte greu pentru mine. Și în tot timpul ăsta, în toată amețeala asta, gândul meu era într-un singur loc. Tu ai devenit acum un nuc la umbra căruia eu stau? Da, așa e, mama. A venit vremea ca eu să stau liniștită sub nucul tău și să ai grijă de mine. A doua imunitate se va obține în Spartac, dar până atunci va trebui să vă opriți de câte ori vă voi da un mesaj. Când o să ajungeți la întâlnirea cu mine pentru a doua imunitate din această etapă, va trebui să-mi arătați toate fotografiile pe care vi le voi cere pe drum. Bun. Ca să puteți fi siguri că nu veți primi penalități. De câte ori veți auzi mesajul, deci când sună ăsta, va trebui să vă opriți ca să puteți îndeplini misiunea. Ai apărut tu și m-am simțit salvată de Dumnezeu și de tine. Când mi-ai spus că ești bine, că te-am văzut încă o dată zâmb. Da, mama, ține steagul, iubitule. Exact lângă jandarmerie am văzut steagul și am zis, gata, uite, coborâm și lăsăm mielul aici. Mielul aici. Nu! Help me. Am crezut că acolo o să se termine Asia Express pentru noi. Bring me here. Okay. Bring me here. Yes, so. După câteva trepte, Vasile s-a enervat în așa fel încât am alunecat și era cât pe ce cu mielul în cârcă să îmi rup coloana. No! Ușor, nu e bine după gât. E singura variantă. Cred că avea 20 de kilograme. Am îndurat și am zis mergem mai departe, pentru că trebuie să ajungem la steag. Hai că nu mergem la tăiere, din contră. Trebuie să te eliberi. Fata asta. Hai, mama. Hai, Vasile, hai. Hai, ei. Da. Nu știu dacă e bună. Cum mergem noi? Ca de fiecare dată pe cel mai greu drum, pe cel mai ocolitor. Stai, uite aici. E mai bine aici. Hai, păpușă, hai. Hai, Vasile, hai, mama. Dă mâna aici. Hai. Hai, hop. Unde e drumul, frate? În jos, așa. Nu voia. Ușor. Te rog, ai grijă, vrei să-l dai mie? Hai că îl urc până acolo. Poți să-l urci? Da. Nu vreau să cazi. Dragilor, cred că vă interesează mai mult ordinea în care ați ajuns la imunitate. Măcar unii dintre voi. Emi și Cuza... Nu poate fi vorba de imunitate la voi. Dați-vă leacu. Sunteți proști. Sunteți mai de capul vostru. Nu poate fi vorba de imunitate nici la Lizi și Cosmin și nici la Patriția și Franci. Știm. La tantici și băieții de la noaptea și Patriția n-au mai ajuns la jocul de Jenga și, fai, câte lacrimi am vărsat de n-am mai putut. Te-ai bucurat, nu? Da, normal. Dar cele trei perechi care au ajuns la ultimul joc și care au reușit să facă o anumită frază, până la urmă, toți au făcut-o corect. Esti și Lidi, ați făcut destul de bine, fetelor. Iar Adriana și Maria Speranța au făcut-o corect până la urmă. Și Mihai și Elvira. Și ei, când au ajuns la mine, au făcut fraza din prima. Poți merge mai departe, în etapa 7-a, gândiți-vă, adică speri și în același timp, exact cum umblă vorba asta, că înainte de moarte îți vezi toată viața, îți trece prin fața ochilor, exact așa mă simțeam și eu. Ucigător a fost. Liniște, elegant, te omoară fiecare secundă. Pagine, stă inima în loc, Irina. Mihai Petru e super smart, el cu Elvira tot timpul, na. Nu ne așteptăm să luăm imunitatea. Orice ar fi fost din cele trei echipe, nu vreau să aud Mihai Petre și Elvira. Să rămâi 7 etape în Asia Express e o performanță serioasă și noi ne dorim asta. Avem visul nostru. Visul meu
este să câștig Asia Express și să devin erou copiilor mei. Asta e... E o motivație pe care o simt atât de puternic și știu că aș face așa mândre fetele și asta pe mine mă împinge în fiecare zi de dimineață. E singurul gând care mă împinge mai departe. Dragilor, Mihai și Elvira nu au fost prima pereche care a ajuns la mine. Știu că așa te așteptai să se întâmple, Mihai, dar nu ați fost voi. Am depus efort și am meritat. Și o voi face în continuare pentru că ăsta e drumul bun. În toate cele șase am fost fie pe locul 1, fie pe locul 2 la prima imunitate. Rezultatul e foarte bun. Ar fi culmea să ne plângem. Avem un parcurs foarte bun și suntem foarte fericiți. Noi o să ne descurcăm mai departe. Și eu sper că o să ne descurcăm, pentru că sunt foarte multe obstacole. În schimb, Lidia și Esti... Voi ați ajuns la mine după Adriana și Maria Speranța, care sunt imune! În sfârșit! Felicitări, dragile mele, felicitări! Bravo, bravo! Bravo, mama, bravo, în sfârșit! V-ați luptat cu deavul până la mine, da? Sunteți imune! Bravo, fete! Vă odihniți! Sunteți în siguranță, departe de eliminare. Bravo, poverine! Departe de cursa pentru ultima șansă. Mi se pare ireal. Am tras atât de tare, am muncit atât de mult și ne-am dorit atât de tare acest lucru. Credeam că nu o să apucăm. Îți mulțumesc tare mult pentru încurajări. Fără tine nu aș fi putut să fac absolut nimic. Am trecut prin multe greutăți în viața mea, fizice. Dar atât de greu am urcat acum muntele ăsta și atât de greu am ajuns la steag, încât am avut senzația că este ultimul drum din viața mea. Îți mulțumesc tare mult pentru tot sprijinul pe care mi l-ai dat. N-aș fi crezut că ești atât de puternică, n-aș fi crezut că ești atât de curajoasă. Sunt foarte fericită. Sunt foarte mândră de tine. Și în sfârșit puteți să vă bucurați din tot sufletul de tot ce v-am costat. Am așteptat o mare bucată. În timpul de penalizare... La un moment dat am auzit fetele... Am zis, gata, avem fraza, hai să mergem la Țuca, văzându-l pe Mihai Petre, neplecat, cu spatele către noi, ei nu ne-au văzut. Hai că, Mihai e încă acolo, hai mama! Ce, a venit altă pereche? Am auzit, hai mama, ceva de gen. Mama, da. Inițial m-am bucurat pentru că m-am gândit instant că le-am depășit. Poate că ele erau deja acolo și deja, hai mama, spre Irina. Poate au terminat, exact. Vreau să-i concentrezi că Mihai Petre era încă acolo. N-am înțeles că suntem primii. Nu, știam doar că în spate este Mihai Petre. Este Mihai Petre, dar oricând putea să mai fie cineva. Cum a apărut până la Irina? A fost atât de greu psihic și fizic acest drum pe care n-o să-l uit niciodată. Și eu m-am bucurat pentru ele pentru că știu ce efort a depus. Doresc foarte tare să rămână în concurs. Și gândește-te că sunt, practic, prima pereche calificată în etapa cu numărul 7. Eu sunt foarte mândră. În primul rând că nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajungem în stage-ul ăsta. Astăzi, când a câștigat imunitatea, am adorat reacția. Nu, a zis ceva ce a zis. Felicitări! În sfârșit! În sfârșit! Bravo! Mulțumim! Adrian, de fiecare dată când câștigă băieții Cuza și cu Emiluț... Nu numai, Natantici. Natantici, adică echipele lor preferate. Reacțiile sunt, dar la modul fani, exagerate. Da. Excelent, băieți! Excelent!
În coteț! În coteț! În coteț! O să aveți și bere, evident. Ursus! Se potrivește cu peisajul muntos. Aici ne-am omorât. Sunt foarte mândră de tine, de faptul că împreună am reușit să demonstrăm că nu trebuie să fii fit ca să câștigi Asia Express. Bravo, mama, bravo. Sunt fericită că pot fi un exemplu pentru femeile de vârsta mea să nu renunțe niciodată. Moartea nu vine odată cu bătrânețea. Moartea vine odată cu nepăsarea. Asia Express continuă! Poverina Zorela! E prima la amândouă! Noi patru la imunitate, nu pot să... La prima imunitate amândouă, nu? Amândouă. Da! Da! Ce tare! George, a trecut! Nu pot să cred! Nu pot să cred! Ce tare! Doamne Dumnezeule, cine a fost un moment în care timpul a stat, inima mi-a stat? No. Dumnezeule, ce forțe magice ne-a dat George asta pentru noi! A fost o întâlnire excepțională! Am venit să facem cincină! Da. Cincină am și pus! Da. Oh. Am și pus cincină! Vai, ce bucurie! Nu pot să cred! Asta ce mi-am doamne. Dorit, asta am spus! Da. Aș fi atât de fericită! Mama, dacă... ce bine! Am fost amândoi echipe care n-au câștigat niciodată imunitate și le doream foarte, foarte mult. Deci mai bine de atât, parcă nu puteam să picăm. Spuneți-ne, spuneți-ne! A fost greu! Ce fericită sunt, da, nu pot să cred așa ceva. Mai vândut de la preaz de la viața mea. Toată artileria grea ne aștepta. Natanticii erau acolo la ghiozdane, ceea ce însemna clar că noi suntem pe ultimul loc și că urmează să deschidem cufărul. Asta este. A treia n-a fost cu noroc, deși e număr magic, n-a fost cu noroc pentru noi. Dragii mei, se mai încheie o etapă. Penultima. A fost o etapă grea. Mamă. A început în deșert, am trecut prin Petra, mergând mult pe jos, prin călduri îngrozitoare. Apoi am fost în cel mai jos loc de pe planetă. Și în cel mai călduros. Și apoi am ajuns aici, în Aman. Țara și Amanul, dacă stai să îl iei la pas cu dragoste și cu dorința de a vedea frumosul, îți oferă atât de mult frumos cum nu-ți poți imagina. Și acum când o să privim emisiunea, nu o să mi se mai pară atât de tragic că un bărbat m-a refuzat și m-am prins de picioarele lui și o să mi se pare poate deplasată reacția mea, bineînțeles, pentru că timpul le va așeza și... Pe toate la locul lor. Da. Unii dintre voi astăzi au avut o aventură. Printre gusturile din Aman, printre obiceiurile și tradițiile locale, ați avut multă putere astăzi, dragilor. Și multă forță și multă determinare. Cosmin și Lizzy, evident, ați ajuns la mine înaintea Adrianei și a Mariei Speranță. Am să vă rog să treceți la loc. Pentru că va începe cursa de Israel. Bravo. Sperantele mele să merg mai departe erau 10%. Nu știu, așa simțeam eu, că nu mai ajungem. Nu știu, mi-am pierdut încrederea că o să ajungem în Israel și de fapt, uite că ne așa, Doamne, Doamne. Cât de greu a fost și cât de frumos în același timp și cât am tras și cât ne-am certat și cât ne-am bălăcărit, cât am plâns, cât am suferit. Sincer, sunt foarte mândru că tot efortul pe care l-am depus împreună a meritat. Mai mândru de atâta nu pot să fiu de noi, decât că, bă, am ajuns în ultima etapă. Dacă noi n-ajungem, să vă distrați și pentru noi, da. Ajungeți, mă, ajungeți. Mai un pic, un pic. Trecem de asta. Soarta noastră este în mâinile unei pietre. Matematic vorbind, garantat este piatră roșie. Indiferent de culoare, acum că suntem în postura asta, eu vă iubesc pe toți. Și noi vă iubim. Și mi-a făcut foarte mare plăcere să vă cunosc. Și voi vii la un grătar deja, în cazul în care e roșu, ne vedem în București. Cumva, într-o nebunie, mă gândeam că, frate,
Ar fi cel mai neașteptat lucru să fie verde, dar în egală măsură roșu pentru noi era o chestiune destul de tristă, pentru că Adriana și Maria Speranța sunt o pereche atât de dragă nouă și personal mă bucur atât de mult că le-am cunoscut, încât e greu să te desparți de oameni cu care ai petrecut aproape 2 luni împreună. Ar fi tare să fie verde, să mergem toți 5. Da. Tu te uiți că eu nu mă uit. Roșie, ce? Da. Păi... Te uiți tu? Dacă vreți, mă uit eu, dar știți că nu-mi face plăcere. Nici mie, așa că... Las-o acolo, închide. Las-o aici, ok? Da, deschide, nu e nicio problemă. Uite. E verde. Știam că o să ieșim și că să fim fericite că am ieșit în 9 și nu în stage-ul 2. Faptul că astăzi nu am câștigat, asta nu înseamnă că am pierdut războiul. Nu, războiul nu s-a pierdut. Războiul noi l-am câștigat încă de la început, când nu am ieșit nici în prima, nici în a doua, nici în a treia. Și uite așa câte război am câștigat. 9. Este ireal că suntem aici. Este ireal în continuare. Nu sunt supărată că am ieșit. Nu am absolut niciun gând rău. A fost o poveste extraordinară. Noi aici am concurat cu noi și adevărul este că după 9 etape ne-am depășit pe noi. Vă amintiți Turcia? Vă amintiți autobuzul cu care ați plecat din București? Când a fost? Nu mi-amintesc. Vă amintiți oprirea pentru micul dejun atunci când a și început cursa? Oprirea. Da. A început cursa, dar nu știam ce înseamnă cursa. Bravo, mama! Bine! Bravo! Drumul nostru în Asia Express a semănat cu un curcubeu. Am pornit ca actrița Adriana Trandafir și fiica ei, iar acum, la final, Maria Speranța este fiica mea. Adică, eu cred că ea a avut un parcurs foarte bun, m-a surprins de foarte multe ori. Determinare maximă și putere. Nu-ți faci acum! Ajută-mă! Ce te ajută dacă țin la mine? Nu mă mai enervează asta! Ați trecut prin multe lupte împreună. Și cred că atunci aveați poate o altfel de relație. Sau lipsa unei relații când am plecat. Ne-am reîntors în același punct. Hai că poți! Hai! Uită pe de fiecare dată când ați ajuns la mine, ați fost o surpriză. Mulțumim! Mulțumim! Mai sunt 3 pași! Poți! Hai! A fost o mare schimbare în felul meu de a fi și în viața mea emisiunea asta, pentru că nu aș fi crezut niciodată, cunoscându-mă cel mai bine eu, că aș fi putut să fac asemenea lucruri. Da! Vom intra în cotidianul nostru cu traume maxime, majore, trebuie să mergem la psiholog neapărat, pentru că visez, nu mai mă visez, nu mai în cursă, mă visez, nu mai... Hai, misiune, citește! Dacă oamenii se sperie la filme horror, la povești de groază, eu de astăzi mă sperii la un plic roșu. Hai, mama! Ce, a venit altă pereche? Am intrat mamă-fică, am ieșit mamă-prietenă. Bravo! Am trecut prin multe lucruri și această Asia Express a fost o bucurie. Aș vrea să mulțumesc în primul rând întregii echipe. Vă mulțumesc tuturor! Mă închin în fața profesionalismului vostru. Oamenii cu care am alergat, oamenii ce ne-au pregătit probele. Oamenilor care au fost alături de noi, ei ne făcând parte din concurs, au devenit parte integrantă din această misiune. A fost cea mai mare, cea mai mare aventură la care am participat. Pe toți i-am urmărit pe parcurs și de la toți am avut de învățat și le-am și spus la fiecare, așa,
prin câteva cuvinte ceea ce au însemnat. Și aventura a fost fantastică datorită vouă. Noi nu ne-am luptat cu voi, noi ne-am luptat cu noi. De la fiecare am învățat câte ceva personal, spun asta și aș vrea să vă mulțumesc pe rând. De exemplu, Elvira, Mihai, Petre, mă înclin în fața fair play-ului vostru absolut adevărat. Vă mulțumesc foarte mult! Noi îți mulțumim pentru lecții care ne dai în fiecare zi. Noi toți, mai tineri decât Adriana, savuram mereu poveștile ei. M-a aflat despre ea că a trecut prin foarte multe lucruri. Plăcute, grele, neplăcute. Și foarte interesant să observ cum rezolvă oamenii astfel de situații. Iar ea are o experiență de viață din care noi putem avem de învățat. Putem să învățăm lejer. Natanticilor, am învățat de la voi că iubirea nu are limite. Dacă doi soți se ceartă, asta nu înseamnă că nu se iubesc. Iar dacă nu se ceartă, asta nu înseamnă că se iubesc. Lizzy și Estera, nu am avut o chimie cu voi de la început, dar faptul că v-am descoperit pe rând m-a făcut să înțeleg că atunci când te naști într-o familie frumoasă și când te nasc niște părinți frumoși, nu ai cum să fii urât. Niciodată, nici la propriu, nici la figurat. Și vă mulțumesc foarte mult pentru ce am învățat de la voi. Estera, are de ce să se mândrească familia ta cu tine, ca soră mai mare într-un fel, pentru că ai grijă de toți. Eu pe Adriana am apreciat-o foarte mult. Nu știu dacă se aștepta cineva de la Adriana să ajungă atât de departe. Măi, oltenașilor, vreau să vă spun așa, că de la voi am învățat că toate personajele lui Marin Sorescu din La Lilieci trăiesc prin voi și că Oltenia nu o să dispară niciodată datorită prazului, datorită zaibărului și datorită vouă. Bă, bravo! Drogă. Bă, Adrian! Mulțumim foarte mult, Adrian! Ești o gazdă minunată și se vede că ai iubire, se vede că ești iubită și știi să iubești. Mulțumesc, Adrian! Mulțumesc tuturor! Noi vă mulțumim! Da, plecăm! Să ajungi în semifinale este o mare victorie pentru noi. Maria Speranța! Hai! Good job! Good job! Hai, roba!